Au fost tunete, fulgere și ploaie cu găleata vineri în mai multe localități din Botoșani. Ploaia torențială a făcut prăpăd în mai multe localități. În orașul Săveni, în localitatea Bozieni, mai multe persoane au apelat în numărul de urgență 112 și au solicitat ajutor după ce apele a intrat în locuințe. 20 de pompieri au intervenit cu barca, motopompa și cu două autospeciale și au evacuat apa din 9 gospodării. În după amiaza zilei de vineri, județul Botoșani s-a aflat sub incidența mai multor coduri galbene și a unui cod portocaliu de vreme severă. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteovizate, pompierii botoșaneni au fost solicitați și au intervenit pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, după cum urmează. Au intervenit pentru evacuarea apei din 12 gospodării din localitățile Buzoieni, Darabani și Dorohoi, dar și pentru înlăturarea mai multor aluviuni aduse pe un drum județean. Pompierii din Darabani au intervenit și în satul Teioasa, acolo unde două case au fost inundate.